Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vreau să vă prezint ceea ce le mai dau eu în plus puișorilor mei, și anume puțin nisip. După cum știm cu toții, atunci când puii sunt crescuți pe pământ, au obiceiul de a zgârma cât mai mult în pământ. Pentru că știm că pământul ajută la digestie. Ia uitați, știu că le aduc ceva și vin spre mine. Și chiar ieri le-am pus o cantitate de nisip destul de bună și văd că au cam mâncat cam tot. Aveam cam o jumătate de căldărușă pe care o să împrăștie aici. Și ei vor veni și vor căuta, vor zgârma, pentru că, așa cum am spus mai devreme, nisipul ajută, sau mai bine zis, ușurează digestia puișorilor. Ei s-au obișnuit la o ușoare, dar încet, încet, ia uitați cum vin și încep să zgârme. Asta le mai dau eu în plus. Am vrut să vă spun și dumneavoastră. Fiecare face cum consideră. Dacă cineva poate să-mi spună dacă este ceva greșit, aștept orice sugestie, orice sfat, pentru că este foarte important să ne sfătuim unii cu ceilalți pentru a învăța unii de la ceilalți, pentru că așa este cel mai bine și cel mai frumos. Vă doresc multă sănătate, să aveți păsări frumoase și să ne vedem cu bine pe data viitoare.